Salutare tuturor și bine ați venit sau revenit pe acest canal de YouTube. Împreună cu băieții de la sediu vom merge astăzi să facem niște poze la afiș și între timp vom juca The Pose Challenge. Rămâneți cu ochii pe noi. Hai, lăsați-l aici. Noi mergem acum. Haideți mă și voi, ce faceți acolo? Vreau să fac ceva, Răzvan, stai. Dar n-are și rochie de la mașină, pe că cu mașina lui. Hai băieți. Hai mă să mergem. Parăzvan. Pa! Hai mă. Am fost, am dus gunoiul la groapa de gunoi frumos. Mulțumesc că m-ați așteptat. Frații mei, m-am gândit, dacă tot mergem la Jarvis să schimbe chiloței că a transpirat, m-am gândit să facem post challenge. Mă pun eu în pat, cu ochii închiși, și îmi faceți post challenge. A fost Jona pe telecomandă. Ua, loc că ți-au intrat acum aici. Stop! Bă! Bă! Schimbă unul viteza, bă! Da a treia, da a treia! Bă, ard claxonul, bă! 3, 2, 1, top! Așa, bă, băieți! Frații noștri, după cum bine știți, noi suntem niște băieți foarte curați, așa că am venit cu mașina la spălătorie. Spălăm acum frumos și revenim cu update. Haiți! Bă, Pudi! Pune-i sujetul ăla un pic în sus să văd eu cum se vede. Pauză! Bă, ce faci, bă? Bă, să fie pita! Bă! Bă! Gata, mă, hai! Aș vrea să vă anunț că nu mai am negru sub unghii. Oale! Am fost la spălătoria de mașini și mi-am dat cu presiune. Păi doar cu jetul ăla putea să iasă ce-a venit acolo. Bă, pentru că e așa fric zilele astea în București, mă gândeam să mergem și noi în Columbia. Că acolo știu că e cald pe la Ecuador frumos. Vai, ce masă, frumos. Da. Deci după cum puteți vedea, noi am spălat mașina, am curățat, am făcut o lună și bechea, uitați cum lucește, poți să mănânci după ea. Ca să mergem cu Metrorex-ul. Vă stimăm și vă respectăm, noi mergem. Oricum, haideți, băieți. Stai pe loc. Pauză. Hai, băieți. Papudii. Te-am pupat, fa. Stai un pic, Luca, stai un pic. Ține puțin să-l închizi și la geacă. Poate-ți îngheață deși un astru. Așa colegul nostru. Bă, dar degeaba un strănasă, că am spus ce-te mai. Lasă că curăț nasul la unul. Salutare, colegul meu. Bă, să urci de la cauciuc în nas. Vreau să vedem dacă merge semnalul de aici până la Pudi, că e drază lungă. Pudi! 3, 2, 1! Mare, mă, nu merge. Da, da, da. Avem de filmat aici la metrou și o să sun să facem rost de aprobarea. Hai. A few moments later. Am obținut și aprobarea celor de la Metrorex și am ajuns la metrou. Acum o să călătorim până la Politehnică. Jona, colegul nostru, are o criză de râs. Deoarece colegul nostru, Andrei, n-a mai călătorit de ceva vreme cu metroul. S-a auzit un sunet aici și s-a speriat, a crezut că pleacă metroul fără el. Stai, mă filmam cu geaca asta urâtă. Geaca, stop! Nu vezi că ai mâncat-o pe din ea? Bă, când plecăm din metrou, pui pauză în urăză, da? Hai pe Jean. Nu mă, pui în urăză. Bine, hai. Da? Ia stai mă, dracu, de spate. Ce-ai făcut, Pudi? Ești pe pauză, băiatul meu? Ha 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 ha
Așadar și prin urmare băieții au plecat către eroilor. Noi așteptăm aici pe peron ca să mergem totuși împreună la fică. Nu putem să-i lăsăm așa de isperiști. Haiți! Urmează stația eroilor pe peron, pe partea dreaptă. Bine, măcar că m-au deblocat, știi că puteam să mergem lejer până la Dristor. Mergem până la eroilor și aia e, schimbăm. E ok. Întoarcere. Să vedem ce fac băieții. Au venit băieții. Apasă pe buton, apasă pe buton. Bă, dar știi, mă, frate, că sunt o grămadă de oameni care apasă pe butonul de la metrou și niciodată nu se întâmplă nimic. Colegul nostru, Andrei, ia stai tu aici, tată. Noi prea o încearcă. Ia la sârma acolo. Hai să mergem, băieți, că avem multă treabă. Un coleg a rămas pe drum. Să sperăm că o să avem semnal de acolo, să-l deblocăm pe Iani. Dar mi-a venit mie o idee. Ia zi ideea. Deci ideea mea așa este în felul următor. Stați aici. Așa. Deci noi așa trebuie, ca să prindem semnal mai bune, pui lanterna aici în gât. Te recomanda. Așa. Cu gura deschisă larg, a? Așa. Și o să vezi că se amplifică semnalul și o să-l vedem pe Iani. Am înțeles. Iani! Cred că merge. Pauză! Trebuie să vine trabalii. Bă, vină, bă, că e poliția. Hai! Vezi că ok, a fost din cauza că a apărut poliția. Suntem în drum către 5 to go. Frumos toți băieții. Suntem vloggeri, suntem cunoscuți. Și nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe și follow pe Instagram la sediu. Haiți. Bă, la sediu, căutați pe YouTube la sediu. Se apagă la sediu pe YouTube. Și zim dacă îți plac. S-a abonat direct acum. Deci zim cum ești tu pe Instagram. Dă-mi, dă-mi. Zim cum Eugen HTV. Spuneți, băieți, haideți cu mine. Facem așa, haiți. 3 2 1 și. 1 2 3 și. Hai! Doresc un cappuccino. Cappuccino, tu ce vrei? Latte. Latte simplu? Da. Un latte, un cappuccino și un caramel. Acum va fi răzbunarea mea pentru Woody. Adică 3 băuturi. Ia cappuccino. Vai, ce de bani, colegii mei, vă mai fac eu cinste. Pauză, colegul meu. Cu greu de 20 de lei din mână. Ia, mă, i-ați spus, ia-ți cafeaua. Mersi frumos. Ce faceți, mă? Ne mă ți-am uitat că n-am să pun acasă. Și nu mi-am nici pasă de dinți, îmi par cu Gasper tot timpul. Ați auzit ce ai zis când a plecat? Mi-a spus să pui jumate. Am primit parfum. Mulțumesc. Să rămân la puțin frumos. O să apărez pe vlog. Și acum, ca să o facem de final frumos, țipăm toți un haiți. 1, 2, 3 și haiți! După o zi extraordinar de plină, am reușit să ajungem la mașină, mergem să mâncăm ceva, că suntem rupți, mergem la KFC și revenim cu update de acolo. Haiți! Hai să vedem cum se comandă cafe ce în restaurant, că întotdeauna se mănâncă mâncarea caldă. Dăm frumos aici așa la pui, burgers și luăm acest lucru minunat. Dăm ceva la băuturi, bem niște colea, că este sănătoasă. Și o să luăm de-asta mică de 50. Mergem mai departe, finalizare, comandă. Card, că n-am cash. Și aici, vă rugăm așteptați. Se plătește cu iPhone 10. Se autorizează. Nu merge asta. La revedere. Dragi prieteni și urmăritori, am ajuns la KFC. Hai băi să ne apucăm să mâncăm. Joana, tu stai. Hai băieți mei să băgăm. Mamă, cum de cu Jona, ia și tu, dă-te, uită. Ia, frate. Nu tot,
KFC, dacă ne vedeți, ați început să faceți chestiurile cam mici. Noi vrem să fim într-un parteneriat ok. Vă pup. Aș vrea să vă spun că mi-este foarte foame. Și băieții mi-au pus pauză. Ia uite cum curge sosul ăsta, vezi, Iona? Dar colegul nostru, Jonah, stă chiar cu să degustăm puțin din mâncarea lui. Ia să vedem, Jonah, ce mănânce aici. Arată cam bine. Bucalanul, cu scara mea. Ok, aș bun, îl lăsăm aici. Mai mâncăm? Mâncăm și de ăla și de ăsta. Ia, cred că îmi place și cola asta de la Giona. Eu am Fanta. Bine, eu mi-am luat suflet de ăsta mic. Că știam că o să beam de la Giona, știi? De blocat ești pe Giona să mănânce și el, că mi s-a făcut milă. Hai, Giona. Giona, sper să te zici. Și am văzut butonul ăsta, nu știu ce se întâmplă. Bă, butonul ăsta ce face, mă, la tine? E buton de ploapă, uite, are ochiul ăsta aici, așa. Acum câteva zile, Giona și-a lăsat telefonul pe tavă și după aia l-a aruncat la gunoi. Nu. L-am rugat pe colegul meu, Andrei, să-mi arunce tavă la gunoi. Eu n-am știut că telefonul meu e în tavă. Da, și am plecat de aici, telefonul la gunoi și spre sfârșitul parcării face Giona. Băi, ia sunați-mă, că nu știu unde mi-e telefonul. Sună și faci, ai, să vezi că l-am aruncat la KFC la gunoi. Și când am venit, suna telefonul în pubela de gunoi. Vă lăsăm clipul, imediat. Deci am venit la KFC că Giona cel mai probabil și-a aruncat telefonul la gunoi. Ia, Giona, hai să vedem unde e telefonul. Deci vreau să mă sunați. Ia sună să vedem. Ia acolo. Ia. Sună telefonul din gunoi. Bravo, Giona. Hai că sună, caută. Da, am dat telefonul cu noi. Uite. Ia uite. Bravo, Ionatan, bravo, bravo. Alo? Hai. Colegul meu Ianis s-a dus să bea apă și am telecomandat și o să-l blocăm. Ianis, stop! Ce faci aici? Oh, Ianis, inundăm bucătăria. Oh, curge. Stai să-mi dea pe cafea. Ia uite ce frumos. Hai, gata. Stau. Oh, ala. Ce frumos. Așadar și prin urmare rămâne cum am stabilit. Dați subscribe, like, share, follow pe Instagram. Noi ne-am dus. Hai!